Cazul liceanului în vârstă de 17 ani din Lupeni a pus în alertă poliția, cadrele didactice, elevii și conducerea liceului, dar și societatea civilă. Faptul că acesta a venit la școală cu un pistol cu aer comprimat și mai multe bile a șocat pe toată lumea. Poliția a început o anchetă la liceul industrial din Lupeni și pentru că situația putea degenera, iar finalul putea fi unul tragic, conducerea liceului din Lupeni a aplicat legea fără menajamente și a decis exmatricularea elevului. Acesta va putea să se reînscrie la școală abia anul viitor, dacă va dori. La nivelul unității de învățământ s-a aplicat prevederile din legislația actuală și s-a organizat ședința Consiliului Profesoral, unde, în unanimitate, s-a decis aplicarea sancțiunii conform legii învățământului preuniversitar, articolul 107, aliniatul 5, litera G, respectiv exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ. Au argumentat această decizie, având în vedere gravitatea faptei, riscurile care ar fi putut urma în urma unei asemenea fapte, panica care ar fi putut fi creată sau, bineînțeles, a fost pusă în pericol siguranța și securitatea elevilor și a personalului din școală.